Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Doamnelor și domnilor dragi ascultători, sunteți la schimbă perspectiva, asumire la Retegan și începem o nouă ediție. Vă rog să vă așezați comod în fotolii, luați-vă și carnetele pentru că putem să notăm astăzi lucruri care uh, ni se par import, acele lucruri care ni se par importante, pentru că invitata mea de astăzi este o doamnă pe care mi o doresc de mult în platoul acestei emisiuni. Ne știm de foarte multă vreme, dar este pentru prima oară când avem ocazia să stăm de vorbă așa față în față. Urania Cremene este prezentă la schimbă perspectiva. Bună dimineața! Bună dimineața! Și la Bun. mine era cu abia aștept. Mă bucur foarte tare că ni s-au nimerit agendele și că, uite, începem anul povestind împreună, pentru că vreau în această emisiune să îi ajutăm pe părinți să accepte mai ușor niște lucruri care uh, par greu de acceptat privite așa din afară, dar probabil că explicate puțin uh, o să le dea și lor o mână de ajutor, uh, să, să se relaxeze un pic că tot e început de an, să nu începem așa încrâncenați rău cu toate vreau. obiectivele. Vreau, 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 vreau. Care-i verbul tău, Urania? Uh, sunt. Este verbul meu. La, la mine e eu fac. <laughs> da. Și săptămâna trecută am vorbit aici în platou cu Diana Mețiu, cu numerologul, care m-a ajutat foarte tare să-mi privesc copilul dintr-o altă perspectivă. Pentru că Diana, prin calculele ei numerologice, mi-a zis pe tine te guvernează verbul a face, dar pe fică ta verbul a fi. Lasă-o în pace. Că eu nu înțelegeam de ce mai nu face. Să facă, dar nu face aia, nu face aia. Și a zis, pentru că ea nu trebuie să facă. Ea trebuie să fie. Frumoasă perspectivă. Îmi da. place. Da, eu și... am trecut la asta, nu am fost acolo. Am fost pe a face, încă sunt, dar e ceva ce am adăugat și mă bucur că am făcut-o. Și mă bucur că, uite, copiii noștri cred că vin cu a fi și noi le introducem. Mai am făcut noi destul. Eu tot timpul îmi, îmi explic așa. Suntem într-o societate în care noi am produs și părinții noștri atât de mult încât ei trebuie să vină să consume până la urmă. Schimbă perspectiva este, în primul rând, o emisiune în care încercăm să-i ajutăm pe oameni să privească lucrurile și din alte unghiuri. Hai să vedem cum a ajuns Urania să facă ceea ce face astăzi. Ce perspective ai schimbat de-a lungul timpului? Multe. Profesional. Profesional nu neapărat, deși pare că e așa. Am avut șansa să devin trainer foarte tânără, aveam 21 de ani, lucrând într-un hotel la vremea respectivă, dar sub management străin. Am avut această șansă de a avea oameni în jurul meu care m-au văzut, știi? Și au văzut acest potențial în mine. Ei în căutarea unui, unui trainer, îți dai seama, era anul 98, nu există așa ceva în România. Și, negăsindu-l, și eu povestind despre asta, pentru că lucram în Departamentul de Resurse Umane, încă studentă fiind, și eram în picioare, povestindu-le despre proiectul ăsta care pare că se înțepenește că nu găsim omul potrivit. Toți au spus: Tu, tu ești, ești. <laughs> ai tot ce trebuie, ai carismă, stai bine în picioare, n-ai emoții, ești dornică să înveți. Și. M-au crescut, cred că, cred că asta a fost marea mea șansă. M-au trimis la cursuri, am făcut certificări și formări și ani de zile am predat cursuri în general în zona uh, hospitality, customer care, dar și leadership. Ulterior, ulterior m-am mutat uh, într-o companie de training și consultanță și am intrat în. Uh, într-o zonă mai degrabă a banilor, pentru că am intrat în corporații, am fost trainer de corporații și am lucrat cu mai toate corporațiile la care ne-am putea gândi astăzi, de la telecom, bănci, la farma. Sau... Și ce făceai? Îi învățai pe oameni? În general, management skills. Cum să comunice, cum să ofere feedback, cum să-și motiveze echipele, time management, project management, problem solving, decision making și așa mai departe. Câți ani ai făcut asta? Toți anii, până în 2010, când după câteva certificări în parenting, am predat primul meu curs de parenting. Și cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci de la comunicarea în zona de business parenting? Mi-am pus foarte multe întrebări cu privire la motivul pentru care aceste abilități pe care eu le predam și alți trainer la vremea respectivă erau atât de importante și erau și evaluate în companii, Managerii și angajații erau evaluați după aceste abilități Și cu toate astea noi nu le învățăm nicăieri Și uh, nici măcar nu e fizică cuantică Adică nu sunt lucruri atât de complicate Dar fac o uriașă diferență în felul în care ne ducem viața mai departe Deci tu când ai apucat de parenting <coughs> încă nu aveai un copil Nu, era 2007 Era 2007, e o poveste pe care o relatez destul de des Pentru că a fost un mare aha pentru mine M-am dus într-un concediu, eram singură pe vremea aia, o pauză de, între relații și m-am dus cu două familii de prieteni în care aveau fiecare câte doi copii, fiecare manageri, doi dintre ei erau chiar CEO, oameni foarte deștepți, educați și mi-am petrecut două săptămâni cu copiilor și cu ei și am văzut toate acele comportamente la care te poți gândi, eu nefiind părinte încă. Copii care se ceartă, lipsă de cooperare, părinți care se contraziceau între ei, care respirau ușurați abia seara când ajungeau copiii în pat, și le adresam o grămadă de întrebări. De ce ai făcut așa? Și dacă nu făcea așa, ce făceai? Da, știi? Și mi-am dat seama că nu are nicio legătură cât de educat ești și câte cărți ai citit cu povestea asta. Și cu... ce responsabilitatea ai la job? Da. Cu responsabilitatea de părinte. Și cu relația cu copilul. Și mi-am dorit să învăț, să înțeleg cum să fac asta, pentru că mi-am dat seama că generațiile sunt foarte diferite, modelele sub care și cu care noi am crescut nu mai sunt valabile astăzi. Și am început să învăț parenting cu trei ani înainte să devin mamă. Și te-ai certificat, te-ai dus la cursuri? Uh -huh. Unde? Prima certificare mi-am luat-o cu Parent Tool Shop, este încă o uh, metodologie pe care o respect foarte mult, certificare care a durat un an și jumătate și cu ajutorul acestei metodologii am ținut uh, primul curs de parenting în laptam, deci era toamna lui 2010, cu un grup de 15 părinți în sală, sâmbătă și duminică, cum știam eu să fac cursurile două zile de la 9 la 6. Așa. Astea au fost începuturile După aia am mai făcut tot certificare Multe alte cursuri și formări Între timp că asta fac eu din totdeauna Învăț și dau mai departe Și ulterior mi-am dezvoltat Propria metodologie de parenting Pe care astăzi O predau părinților All about parenting Ce, ce învață părinții la cursuri? La cursurile noastre da. All about parenting Exact acele abilități care nu au uh, Sex care nu au vârstă, care nu sunt integrate neapărat în vreo cultură, care sunt universale și care ajută pe copii, viitorii adulți, să stea bine pe picioarele lor. Să aibă stima de sine sus, dar nu cu nasul pe sus, uh -huh. să știe cine sunt, să știe să comunice, să știe să coopereze, să rezolve probleme, să ia decizii. Toate acele abilități care se pot crește într-un copil de la cele mai frage de vârste coroborat cu o filozofie de parenting uh, echilibrat, pe care eu o predau. Nici autoritar, pe modelul pe care, în care noi am fost crescuți, uh, îți spun eu cum să faci, că ești copilul meu și faci tu ce o să vrei tu când o să fii la casa ta. <laughs> și nici uh, într-un stil parental permisiv, cum foarte mulți părinți cresc copiii Da. Uh. Ai schimbat perspectiva. Am schimbat ai renunțat o. la uh, un, un, un mod uh, foarte clar și comod de a face bani și de a-ți câștiga existența, acele cursuri pe care tu le făceai uh, în zona de business și ai făcut primul tău curs cu 15 părinți. Uh, ai riscat? Hmm, într-un fel. Nu știu, nu știu dacă am riscat. Nu e, nu e ceva ce am lăsat. Și m-am apucat. Au fost un an jumate, doi, în care le-am făcut paralel. în paralel. Okay. Uh, eram deja cunoscută în zona asta de, de, de training, de business. Uh, probabil că și de aceea începutul a fost destul de ușor, pentru că cunoșteam deja foarte mulți oameni și exact dintre aceia care ulterior mi-au devenit clienți în zona de parenting. Vorbim despre antreprenori, vorbim despre freelanceri, oameni care sunt obișnuiți să învețe, care sunt educați, care vor la rândul lor să schimbe perspectiva cu proprii copii. Dar am început să mă sufoce cursurile astea de leadership și de management, știi? Pentru că, în general, companiile, nu mai știu cum e acum, că n-am mai intrat într-una ca trainer de peste 10 ani, dar companiile își trimit Angajații la cursuri, și mulți dintre ei se află acolo nu pentru că își doresc, ci pentru că trebuie. Și necesita foarte mult efort din partea mea să-i să mobilizez, știi, să-i să scot din telefoane, din gândurile lor, să, să fie prezenți. Ori, făcând cursuri de parenting, părinții veneau pentru că voiau ei. Și energia este cu totul alta, și întrebările, și interesul, și simt cu și adevărat Oda. Simt cu adevărat că primesc mai mult decât dau. Tu, mai mult decât toți, știi ce spun. Exact. Da. A fost o altă perspectivă. Și de atunci, o altă călătorie în care am învățat enorm. Iar din punct de vedere personal, ai schimbat perspectiva de câteva ori în viață? Cu siguranță. Da, am schimbat perspectiva, uite, și pentru că am părăsit România pentru niște ani în, în tinerețe și m-am întors înapoi și am început să construiesc aici și mă bucur că am făcut asta. Am schimbat uh, multe case, am schimbat relații, am schimbat convingeri și mă bucur că am făcut-o și că am această flexibilitate de a mă uita la lucruri proaspăt. Dacă acum 20 de ani eram foarte fermă pe poziție și capabilă să mă lupt cu oricine pentru punctele mele de vedere, eram foarte bătăioasă, știi? Acum Zic, hmm, interesant punct de vedere. Poate fi și asta o perspectivă. Poate fi o perspectivă, zi mai multe. Eu am scris zilele trecute, să te schimbi nu înseamnă, pe, pe instagram meu, să te schimbi nu înseamnă să trădezi ce erai și în ce credeai ieri, ci să te schimbi înseamnă să fii onest cu cine ești și ce crezi astăzi. Wow, foarte fain. Da. Așa, da, eu cred foarte mult în treaba asta, dar necesită un pic de curaj, știi? Și efort. Adică să te muți să, te să ieși dintr-o relație, să intri mm. în alta, să îndrăznești să schimbi joburi, să studiezi, să... e nevoie de curaj. Și de efort, ai zis bine. Acum că de sport, efort. Da, e adevărat, că nu e simplu, nu stai într-o supă călduță, făcând lucrurile pe care știi să le faci. Eu m-am mutat în București acum 20 de ani și am schimbat 11 locuințe. <laughs> Mai luat cu două. Da? A, dar ești aproape. <laughs> și Oricum, eu vreau să mă opresc. <laughs> vreau, vreau să încetinesc ritmul, așa că ai toate șansele să mă ajungi din urmă, dacă vrei. Dar știi, am făcut-o deliberat, pentru că mi-am dorit să nu mă așez în zona de confort în care să mă atașez de niște pereți, de niște lucruri, de o anumită zona Bucureștiului. Uh, investisem foarte tare într-o casă la satul mare și o făcusem fix pe gustul meu și după doi ani de zile a trebuit să plec. Și am zis, eu nu mai fac asta, eu nu mai pierd 2-3 ani din viața mea ca să creez acel loc ideal, și dintr-un motiv sau altul să-mi dau seama că el nu mai rămâne ideal. Pentru că mai se mută la altă școală, pentru că sediul firmei se mută în altă parte și atunci am ales să schimb locul în care uh, locuiam în funcție de nevoile pe care uh, le aveam la un moment dat. Dar a fost un efort uh -huh. să-ți iei casa în spinare și să tot, tot muți dintr-o parte în alta, nu e deloc ușor. Apropo de asta, cât de important este să fie părinții deschiși pentru toate schimbările pe care viața le aduce atunci când devin părinți? Cred că n-au încotro altfel. Știi? Pentru că ce e fain cu noile generații, chiar recent am studiat mult despre generația uh, Z, să-i spunem, Z, -Z generation, uh, the Zers, cum îi spun ei, născuții după 96, uh, cuvântul cheie la noile generații este fluiditatea, este flexibilitatea, este adaptabilitatea, ei renunță atât de ușor la felul ăsta bătut în cuie în care se făceau lucrurile de la felul în care arată o relație, la felul în care arată o familie, la felul în care arată un job, și sunt mult mai dispuși să lasă în urmă lucruri și să meargă mai departe, mult mai întorși către ei și către sine să se cunoască, mult mai sensibil de aceea, că nu, este unul dintre motivele, unul dintre nu, cel mai important, pentru care există și atât de multe probleme la nivel emoțional la noile generații. Mie mi se pare că noi știam foarte clar ce vrem, de am și fost niște luptători mm. până la un punct, în timp ce ei știu foarte clar ce, ce nu vor. Da. Și asta e foarte și valoros. Stau atât, știu, știu, dar mi-a fost foarte greu să accept asta în privința copilului meu. Am învățat de la ea să spun ce nu vreau, să recunosc ce nu vreau, să mă identific cu situațiile pe care nu mi le-am dorit și totuși m am aflat în ele Deși la început, să știi că m-am luptat cu ea foarte mult, pentru că mi se părea că e obrăznicie, că mm -hmm. e aroganță, că este lipsă de recunoștință, toate vorbele pe care le-am auzit în copilărie de la ei mei le-am preluat urania cremene. Ce caută mama în capul meu spunând toate acele lucruri pe care am jurat că nu le voi spune niciodată copilului meu? Să întrebăm toți psihologii, să știi că m-am întrebat și eu același lucru și toți părinții care se trezesc la un moment dat sau altul sunând exact ca mama lor sau ca tatăl lor. Toți trecem prin asta și ne scuturăm un pic cei un pic mai conștienți. De unde a ieșit asta? Adevărul este că în relație cu un copil tot bagajul ăla se întoarce. Se întoarce tot ce am trăit, și mirosurile, și cuvintele părinților, și stările pe care le aveam. Cum îi ajutăm noi pe părinți? Pentru că e clar, nu o să ne prefacem acum că facem parte din această categorie. Noi doi suntem niște curajoase care am îndrăznit să facem lucrurile diferit. Dar cei mai mulți părinți nu au puterea. De a se lupta cu cei din jurul lor, cu societatea, cu toate mentalitățile și de a face ceea ce simt. Pentru că eu cred că aproape toți părinții simt binele copilului lor, dar se tem să-l facă. Ai spus foarte frumos. Sunt multe căi de a ajunge acolo. Una este cea spirituală. Um, alta este cea a dezvoltării personale, dar una și mai simplă, cred eu, și foarte la îndemână, este a conectării cu copilul și a încrederii că, indiferent cum se schimbă lumea asta, că de fapt pe noi asta ne sperie, că nu mai avem repere, știi? Că ce era anul trecut valabil nu mai este astăzi valabil, că ce era valabil în tinerețea noastră, acum sunt to toate lucrurile astea sunt spulberate. Și sigur că vrem cei mai bine pentru copiii noștri, dar nu mai știm cum să le pavăm această cale. Pentru că nu ne mai este clar nici măcar ce joburi vor avea copiii noștri peste 15 sau 20 de ani. Îi vedem altfel decât noi, preocupați de cu totul alte lucruri decât eram noi preocupați. Iar treaba asta ne sperie foarte tare. Conectare ai spus. Conectare. Și aș vrea după pauză să ne întoarcem și să găsim niște modalități prin care părinții, ca să fie practic și să, să și rămână cu ceva concret. Acord. Dar până la pauză aș vrea să vorbim despre asta, chiar m-am gândit. Că noi facem meserii care nu existau când am terminat liceu. Tata mă certa într-una să termin cu baza conile și cu cai vers pe pereți, că toată ziua scrii povești și investezi personaje și îți pierzi vremea și îți bați joc și dute și angajează-te la un patron sau caută -ți ceva servici că o să-ți moară copilul de foame. Cu cartă de muncă. Neapărat și până la pensie să rămâi neclintită acolo. Îmi pare rău că nu mai trăiește tata să vină în cinematografe unde primul film cu Zurli rulează pe toate ecranele să mă vadă așa imediat la cinematograf și să vadă că cu aceste bazaconii eu am reușit să construiesc o lume. Ce au spus ai tăi când le-ai spus ce vrei să faci? Mama a spus bravo, cum a făcut-o mereu, mama o curajoasă, o machedoancă, la fel curajoasă, antreprenoare, mama a lăsat tot după 89 și a făcut business la 40 și câți ani avea fără să aibă habar cum se face treaba asta ca mulți la vârsta respectivă după ani de comunism și a ieșit. Tata, pe de altă parte, Ardelean, crescut în orfelinate de mic și cadru de armată, tata colonel, ceva mai sceptic cu privire la nou, a fost însă curios să înțeleagă ce, ce e aia parenting, știi? Ce e a parenting? Și eu i-am explicat tatei ce e a Parenting. A conchis el, după ce m-a ascultat foarte atent, că nu îi se pare o idee prea bună. Adică, serios, uită-te la tine, ești minunată. Și eu n-am făcut niciun parenting. Și genul de replică pe care o întâlnesc atât de des, nu? Adică, de ce avem nevoie să învățăm despre parenting? Dar nu s-a pus, uh, pus contra, nu, nu, pentru că m-au crescut și pe mine și pe fratele meu cu această convingere: cum îți așterne așa dormi și e viața ta. Și tu ți-asumi consecințele. Și lauri. Tata, mai mult de atât, i-a zis mamei, fomeie, eu mă duc să am grijă de copil, că asta-i bolundă, tămere și vine, nu știu cu cine stă copilul. Și a stat șase ani cu mine și s-a uitat fascinat la ce fac fără să înțeleagă nimic. Ne întoarcem după pauză cu Rania cremene să descoperim împreună câteva modalități prin care ne putem conecta cu copilul nostru. Pentru că oricât pare de... Puh, Nerealist, până la urmă, rămâne singurul reper și singura ancoră care contează până la sfârșitul vieții noastre. Să te conectezi cu oamenii pe care îi iubești și care au nevoie de tine e cel mai mare dar pe care poți să îl faci tu, părinte, copilului tău. Schimbă perspectiva! Ne-am întors în la retegan, la Schimbă perspectiva, cu Rania Crămene, încercăm să schimbăm perspectiva asupra felului în care uh, înțelegem noi astăzi să dezvoltăm relațiile cu copiii noștri și a felului în care părinții noștri au știut să dezvoltă relațiile cu noi. Și povesteam înainte de pauză despre conectare. E, mi se pare așa, un cuvânt... Uh, Prețios! Să te conectezi cu copilul tău, să ne conectăm. Au ajuns să demonetizăm anumite cuvinte pentru că au fost atât de des folosite. Dar putem să zicem altfel. A, să facem bâz împreună. Ok. okay. <laughs> Sau pentru cei mai spirituali? Știu că îți place zona asta. Așa? Să ne așezăm pe aceeași vibrație. Da. da asta îmi place. <laughs> <Okay, laughs> da, da. da să, și eu mai am una. Să fim pe aceeași lungime de undă. Perfect. Un om care a făcut 25 de ani de radio, știe ce înseamnă când pierzi frecvența. Știi că la radio, când ai pierdut frecvența, e bzzzzzz, nu, nu, se, nu te mai înțelegi cu celălalt și cauți frecvențe, până când înțelegi ce spune omul de la radio? Ai văzut? Adevărul este întotdeauna unul singur și îl explicăm în funcție de metaforele vieții noastre, așa cum le pricepem. Dar asta este una foarte valoroasă a frecvenței radio. Pentru că exact asta vrem. În momentul în care butonul ăsta se află între posturi, se aude un sunet extrem de neplăcut și dacă îl dai și tare, îți rupe urechile. Și e nevoie să... Învârți un pic acest potențiometru, se numește oare, nici nu știu, butonul ăsta, până să se audă o, o melodie care să-ți facă plăcere. Și uh, cam asta avem de făcut în relație cu copiii noștri. Aș duce teoria un pic mai departe, pentru că îmi place uh. foarte tare cum se leagă și dacă melodia aia nu e și pe placul copilului care e cu tine în cameră. Mai învârte butonul ăla un pic până găsești acea melodie pe care să dansați amândoi. Sau dacă e o știre um, negativă și plină de toxicitate mai învârte un pic butonul ăla până când eu o informație pe care și copilul tău să-și dorească să o asculte o să o duc și mai departe, îmi place ping-pongul ăsta melodia pe care o ascultăm prima oară este a copilului pentru că e responsabilitatea noastră să mutăm frecvența pe a lui, nu să-l mutăm pe el pe frecvența noastră. Nu-l recrutăm pe el în filmul nostru cum ar veni, ci ne mutăm noi în frecvența lui. Uite un exemplu simplu pentru că cred că am pierdut pe mulți în acordare pe frecvență. Nu, 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 sunt foarte deștepți, ascultătorii mai... mei. Uite, Uh, intri în camera copilului tău. Deci, uh, stop, stop. Da. Să nu puneți mâna pe niciun buton, să nu schimbați <laughs> frecvența, da? Rămâneți, pe, Rămâneți frecvența. pe frecvența Europa FM, și acum încercăm să descoperim frecvențele pe care putem să ne conectăm cu copiii noștri. Ok. Copilul preadolescent-adolescent -adolescent este în camera lui după școală. Vai de cameră. meu știi, scena? <laughs> Și să joacă ceva. Fortnite, ok? Părintele este în propriul film venit de la serviciu și în timp ce se îndreaptă către casă și intră în casă, are niște filme despre ce are de gătit în seara aia, despre ce s-a întâmplat peste zi, are o anumită încărcătură emoțională. În plus, și-a făcut un film conform căruia copilul, în loc să se afle la teme, se află jucându-se și ce Părinte sunt eu pentru că nu reușesc să-l fac pe copilul meu să-și facă temele în loc să stea să se joace Fortnite. Și deja și-a creat acest film. În momentul în care deschide ușa camerei copilului, această energie a propriului film, propriei frecvențe, se revarsă în cameră. Și copiii noștri, pe măsură ce cresc, ne cunosc foarte, dar foarte bine. Adică în momentul în care am deschis ușa camerei, copilul știe exact în ce energie te afli și ce urmează să spui uh, și totul se strică. Pentru că noi facem filmul nostru să devină real. Și uh, primul lucru pe care mulți părinți îl spun, iar ești mai la calculator, dar nu era, ți-ai făcut temele? Și asta înseamnă că suntem total pe frecvențe diferite. Orice propun eu este tocmai efortul ăsta conștient de a deveni conștient de filmul din capul tău și de frecvența ta, care s-ar putea să nu sune prea melodios, și să te acordezi pe frecvența copilului. Ia-ți răgazul ăsta să vezi. El în ce film e? El pe unde se află? Ce muzică ascultă? Ce muzică ascultă? Dar intră lângă el, ce te joci? Ah, asta e un joc nou, povestește-mi un pic despre tine. Uite, te las să-ți termin nivelul ăsta și după aia hai să stăm de vorbă. Doamna Urăne, Crămenea, aici de față s-a referit la copii, adolescenți, asta înseamnă niște părinți în procesul de maturizare. Ca să fiu onestă până la capăt, alaltă ieri m-am întâlnit cu fica mea care are 22 de ani și care a ajuns în ultimul moment la o emisiune unde trebuia să intrăm amândouă și când a ajuns în dreptul meu, i-am zis hai, ești gata? Și ea a zis, bună mama, și eu mă bucur să te văd. a ah, Ce frumoasă ești, ai avut o dimineață drăguță? Mm. Iată, deja matură să înțeleagă care a deconectat cu frecvența ta. Nu, Rania. Ea mai matură ca măsa <laughs> Pentru că măsa tot pe frecvența ei era Știi? Parcă Deși știu toate lucrurile Despre care tu vorbești Sunt prima care face greșelile astea Diferența este că Le vezi Le văd și îmi cer iertare Și, și, se și întâmplă, nu îi spun imaginea. îmi cer scuze Și vin părinți și zic A, dar uh, și tu faci greșelile astea? Uh -huh. Da, și eu fac greșelile astea Și tu faci greșelile astea? Da, categoric Categoric, n-ai cum. Tot drumul la bătători din spate nu e doar al acestei generații. Toate Eu... lucrurile astea sunt transgeneraționale. Noi purtăm niște informații pe care abia acum, odată cu noi, cu generația noastră sau poate una în spate, ne-am propus să le schimbăm. Și nu e un lucru simplu deloc, să lupți împotriva tot ceea ce s-a construit în tine. Hai să ne întoarcem la conectarea cu copiii și aș vrea să te gândești între timp și la un lucru um, pe care ți l-a reproșat Amos și ai fost foarte surprinsă să uh, afli de la el asta. O să mă gândesc și eu uh, în relația mea cu Maia. Dar una, una dintre metodele prin care ne putem conecta cu ei este să fim conștienți în momentul în care ne întâlnim cu ei, să-i scanăm, să vedem în ce ape se scaldă, să ne prindem de starea în care ei se află, nu să venim cu scenariu făcut de pe drum și să le reproșăm. Cum mai putem să facem conectarea asta cu ei? Să adresăm întrebări, să empatizăm cu locul în care copilul nostru este. Puteai să-i spui mai de exemplu, sunt convinsă că nu ți-ai dorit să întârzi și acum poate că ai o stare mai agitată. Doamne, cum să-i spun așa ceva? <laughs> da. Empatie, da, pentru locul în care sunt copiii noștri, dar nu ne vine. Ok, nu, nu, că îmi pare rău nu nu, 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 trebuie să mai facem încă 700.000 de emisiuni Empatie Empatie, dacă nu simt Păi cum, cum să fiu empatică nu, Dacă asta eu sunt -a. furioasă A, lasă-mi doar cuvinte nu. N Nici nu funcționează Și atunci, problema mea nu e că nu știu să fiu empatică Problema e Cum calmez furia Ca să pot să fiu empatică Propunându-ți să fii empatică Pot să calmez furia, gândindu-te, de exemplu, că sigur ceva a uh, reținut-o. Nervii noștri, întotdeauna nervii noștri, au în spate lipsa satisfacerii unor nevoi, știi? Cât te-ai simțit nerespectată, cât ți-a afectat imaginea, întârzierea mai e cum, eu n-am crescut-o bine pe Maia, că sunt oameni care așteaptă să începeți o emisiune, că au fost niște filme acolo. Dar ea doar a întârziat, n-a făcut altceva. Așa cum întârzie de obicei. Sunt sigură că are multe alte calități. O, da! O, da! da. Asta e foarte adevărat. În același timp, uite că de 22 de ani eu nu pot să mă obișnuiesc cu faptul că ea nu întârzie, ajunge în ultimul moment. Deși eu sunt punctualitatea într-o ajung cu o grămadă de timp înainte. Cum mă conectez eu cu copilul meu? Dacă știi lucrul acesta despre fica ta, așa e, așa cum este. Și fie muți ora întâlnirii, în așa fel încât tu să nu mai stai în stres, îi dai deci întâlnire nu. cu jumătate de oră mai devreme, fie accepți că e posibil să întârziați cu 5 sau 10 minute, pentru că ea totuși vine. Deci, toată starea asta ta, având în vedere că nu o poți schimba, nu are niciun sens. Ne îngrijorăm pentru nimic. E ca acele discuții pe care le au cuplurile în vârstă care se repetă de 25 poate 40 de ani. Aceleași discuții, știi? Și nu are sens. Ok, ești așa, eu sunt așa, avem valori diferite, principii diferite. Cum facem să ne fie bine amândurora? Eu mi-am dat seama că de multe ori, prinsă în vârtejul activităților, nu mă pregăteam de întâlnirea cu ea. Mm. Mă duceam cu energia cu care veneam De la o grămadă de lucruri Și pentru că eram incapabilă să fac asta După ce am intrat în casă Știi ce făceam? Dădeam un telefon de pe drum Să vorbesc cu ea de pe drum Să încep să mă conectez cu ea Să îi simt pulsul Să o aud, să mă calmez Să-mi dau seama în ce se mm -hmm. scaldă Ca să nu-mi fac eu scenarii ci chiar să uh, fiu în realitatea în care ea mă aștepta acasă. Mi se pare o idee grozavă că ai făcut asta. Pentru că mi-am dat seama că altfel n-am cum. Că da. dacă intru în casă cu nervii și cu agitația de, de, de din afară, e clar că o aduc în, 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 în zona ta. mea. da. Uh -huh. Și un uh, întâmplător te-am rugat să îți amintești un reproș pe care ți l-a făcut Amos, o greșeală pe care tu ai făcut-o, deși știai că nu se face așa. Pentru că eu mi-am dat seama că la un moment dat, într-o discuție cu Maia, am întrebat-o de cine ți-e frică. Și Maia a zis, de tine. Și am, am rămas mută. Cum să-ți fie frică de mine? Pentru că eu mă lăudam că mie nu mi-e frică de nimeni și zic, Maia, și ție ți-e frică de cineva? Și a zis, da, mi-e frică. Și așa, foarte sigură pe mine, am zis, da, de cine ți-e frică? Și cumva dornică să o protejezi, vai, iubita lui mama, dar zim de cine ți-e frică, că acum mă duc eu și rezolv problema. dar de cine ți-e frică? De tine. Pauză. Și a zis, da, nu am zis, mai, dar nu te-am bătut niciodată, nu te-am pedepsit niciodată, într-un fel, nu, nu ți-am provocat suferință. Și a zis, nu, dar tu nu ți-ai văzut niciodată privirea aceea. Mm. O Oglindă foarte valoroasă. Mi-a rămas asta pentru tot restul vieții mele, adică. Mm. Cred că frica era mai mult să nu te dezamăgească, nu? Cred că frica era de tot ceea ce urmează atunci când mă declanșez, mm. pentru că eu sunt fica mamei mele și predica face parte din uh, metoda de parenting a părinților mei, pe care eu am învățat-o foarte bine și probabil că, că foarte mulți copii se tem de ceea ce poate să declanșeze asta într-un părinte. Și cred că de asta se temea cel mai tare. Mamă, când începe, acum nu se mai termina. Pentru că altfel eu nu-i făceam ei era neapărat, cred că o agasam mm -hmm. mai tare. Te-ai amintit ceva ce ți-a reproșat Amos? Da. Um, S-a întâmplat uh, cu niște veri în urmă. Eram într-o vacanță cu prieteni de familie, mulți oameni, căldură mare, vara, am ajuns uh, greu la cazare. Mă ocupasem de toată organizarea acestui grup cu camere, cu căsuțe, cu... era și tata acolo, a ori uh, reușesc să-l mai scot pe tata, îl mai am încă și mă bucur, mai trag de el câteodată să-l mai scot de acasă. Și s-a făcut împărțeala pe camere. Și întâmplarea face că una dintre familiile cu care veniserăm a, uh, a primit o cameră uh, lângă piscină și -a, a început să facă criză că de ce ei stau acolo și noi stăm acolo, știi? Moment în care mi-a sărit Sandra, toate orele de pe drum, toată căldura aia, presiunea pe care eu o simțeam pe mine și mi-o pusesem pe umăr să organizez pe toată lumea, să fie toată lumea fericită, să primească toți ce le trebuie și paturi și camere și... Am, am, am izbucnit că e un egoist și că nu-i pasă de, de nimeni, nici de tata care trebuie să stea lângă noi și că ăsta e motivul pentru care stăm acolo și nu acolo, și că nu-i pasă nici de mine și că s-a obișnuit să primească tot, și el a urlat la mine și mi-a spus: Dar ție nu-ți pasă de mine! Am oprit aici schimbul de replici și am avut timp să stau să mă gândesc. Am ajuns în cameră, ne-am cazat și mi-am dat seama că. El a spus adevărul, cum de obicei copiii spun adevărul, când a spus nu-ți pasă de mine, pentru că eu nu l-am ascultat pe el ce-și dorește. Eu am gândit cu capul meu de om mare, de organizator. Exact. Ori pentru el nu era despre camera aceea, pentru el era să fie aproape cu prietenul lui care primise camera aceea și noi eram în partea cealaltă de complex și era despre piscină și nu despre frumusețea sau mărimea camerei, știi? Dar nu mi-am luat timp să vorbesc și cu el și să explic toată dinamica asta. Și de cele mai multe ori, copiii, când se enervează și ne spun lucruri, sau când îi încurajăm să ne spună adevărul, ei ne spun adevărul. Și dacă luăm ca atare, mi se pare o lecție foarte importantă pentru noi. Și mi-am cerut scuze. Și am știut și ce să fac diferit data viitoare și cum să repar toată povestea asta. Cred că doar de aici trebuie să plecăm de la... Mie e foarte des să-mi reproșează Maia și-mi reproșeau. Acum mm. recunosc că am corectat mult, dar părerea mea n-ai vrut să o afli. M-ai întrebat și pe mine. Pentru că... Eu recunosc că am crescut într o familie în care mi s-a impus în permanență ceea ce am de făcut, atât timp cât uh, părinții luau deciziile și am preluat asta și am dus o foarte multă vreme mai departe. Din păcate mai avem foarte puține minute, așa că uh, o să îi rog pe uh, părinții care ne urmăresc să intre pe Mirela Retegan oficial, acolo unde punem o întrebare de fiecare dată uh, în timpul emisiunii și ei pot să scrie la comentarii și unul dintre ei va câștiga astăzi aici, acum, cartea mea pentru oameni mari și cele două cărticele pentru adulți ultimele, Bucurie în Farfurie și Zebra Tony. Și îi rog să intre acolo și să ne spună un reproș pe care l-au primit de la copiilor ca să rămânem în zona asta de uh, spovedanie, dacă tot uh, am fost noi două, am dat tonul sincerității. De schimbă perspectiva, pentru că a lor este una de cele mai multe ori adevărată, doar că noi nu o vedem, acel unghi din care ei văd lucrurile. Cum se măsoară succesul unui părinte? <coughs> în foarte multe feluri. <coughs> Cred că pariul nostru este să creștem oameni. Să creștem oameni care stau bine pe picioarele lor, și uh, cât mai devreme cu putință să devenim. Uh, să nu mai fim indispensabili, știi? Adică să, să, să uh, educăm, creștem uh, copii care să poată lua decizii pentru ei, chiar dacă nouă nu ne place calea pe care ei au luat-o, nu vorbesc de droguri sau altceva, să ne înțelegem și să știe să-și rezolve problemele și să intre în propriile lor relații și să stea bine pe picioarele lor și să fie fericiți cu alegerile pe care ei le fac pentru ei. Echilibrați în viețile lor. Cred că ăsta e cel mai mare pariu. Și e greu, pentru că nu ne vine să dăm drumul, știi? Eu am crescut-o pe Maia de foarte mică sub umbrela asta, tot timpul mă gândeam, dacă eu mâine nu mai sunt, ce știe să facă? Știe să-și lege și returile? Știe să uh, facă alegeri? Știe că ea e minunea lui Dumnezeu și că dincolo de mine ea are sens în viața asta și are drumul ei și are menirea ei și Trebuie să se pregătească pentru propria ei viață, nu ca să-mi facă mie pe plac, dar uh, uh, cel mai frumos compliment pe care l-am primit uh, s-a întâmplat de curând când de întrebată Maia cum e să fii fata Mirelei, a zis să știți că eu nu știu cine e Mirela până de curând. Mirela era mama mea care îmi reproșa că nu mi-am făcut curat în cameră, că iar n-am dormit toată noaptea, că am pierdut timpul, că ce abia de un an de zile, de o jumătate de an, eu văd cine e Mirela, cu omul care a creat, care a făcut, care și zice, și asta m-a impresionat foarte tare, a zis, este singurul adult pe care îl cunosc și a cărui viață aș vrea să o trăiesc. Mm, asta e un compliment grozav. Oh, mi-au dat lacrimile instant și am zis, mi se pare fantastic să ajungi în punctul în care copilul tău să iubească viața pe care tu ai ales să o trăiești și să-și dorească, să îndrăznească să trăiască așa cum. Uh... Îmi place și o să o preiau pe asta. Pentru de că, rog. că, știi de ce, eu întreb părinții de foarte multe ori uh, această întrebare. ți ai dori ca tău copil să fie ca tine? Și cei mai mulți dintre ei spun nu. Eu nu vreau să fie ca mine. Vreau să fie mult mai bun, vreau să câștige mai mult, vreau să călătorească. Vreau... Dacă tu vrei ca al tău copil să facă toate lucrurile alea și să fie mai mult, de ce nu începi tu acum cu tine? Știi? Și asta e scutură de foarte multe ori pe părinți. Lucrează cu tine, fă tu viața aia fabuloasă, atâta cât poți tu și cât de mult îți ia, indiferent la ce nivel ți-o trăiești, că nu trebuie să te plimbi din avion în avion sau să conduci o decapotabilă ca să ai o viață împlinită. În general asociază cu lucrurile materiale. Eu mi-am dorit ca Maia să fie ca mine, să aibă prieteni mulți, să îndrăznească să facă proiecte, să se ducă înainte cu încredere că poate să facă, să oprească lucruri atunci când simt că sunt toxice în viața ei, să aibă puterea să schimbe dacă s-a dus la o facultate și nu-i place, să îndrăznească să renunțe și să înceapă altceva. În sensul acesta mi-am dorit foarte tare să fie ca mine, pentru că asta mă deosebește. Banii sunt cel mai Simplu lucru de făcut pe lumea asta, din punctul meu de vedere. <fie> și vezi, ne întoarcem la calități și la trăsături și la comportamente care ne fac oameni. La asta ne întoarcem. Mi se pare uh, extraordinar ce ți-a spus uh, Maia și uh, mi-aș dori ca această perspectivă să ajungă la cât mai mulți părinți. Să-și dorească să devină în felul acesta modele pentru copiii lor. Mi se pare că sunt din ce în ce mai mulți părinți care se trezesc? Ba da! categoric. Eu îi cer tot timpul pe cei ba care da. le reproșează părinților din această zi și am zis nu e adevărat. Să trezesc sunt, foarte mult. Sunt tot mai mulți. Și cei tineri sunt extraordinari. Extraordinari. Părinții tineri, cei care au acum 20 un pic de ani sunt wow. Ce și doresc să fie părinți, părinți bune au fost și părinții noștri, dar părinții noștri n-au fost părinți conștienți de toate lucrurile pe care noi le-am primit, și bune și mai puțin bune. Am da, avut și alte oportunități în viață. Acum da, lucrurile stau diferit. Și cel mai mare dar pe care acum părinții simt deja că îl pot oferi copiilor este tocmai conectarea și neforțarea asta pe o cale uh, pe care o văd doar ei. Din ce în ce mai mulți părinți încep să se uite la copiilor ca la o sămânță unică, știi, și să o ducă pe calea ei. Cu care mi se pare extraordinar. Deci, am mare, mare încredere în viitor, să știi. Eu mi-aș dori ca toți părinții să reușească să-i facă pe copii să-și înțeleagă și să știe că nu există greșele atât de mari pe care le pot face copiii și pe care părinții să nu le poată ierta. Dacă noi o să reușim să avem în jurul nostru cât mai mulți părinți care pot să ierte orice și să-și susțină copiii, indiferent de provocările pe care ei le-au în viață, cu siguranță că lucrurile o să fie mult mai simple. Urania, îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Te invit să-l iei pe Amos și să mergeți la Super Zurli. Mulțumesc. Suntem în toate cinematografele și îți dăruiesc această carte să-i o duci pentru că eu sunt foarte mândră. Am inventat legenda uh, zebrei. Tu știi de ce zebra este simbolul trecerilor de pieton din toată lumea? Nu e pentru că e cu alb și cu negru? Nu. Ea spune. E pentru că zebra, spre deosebire de cal și măgar, nu poate fi călărită, deci nu poate fi domesticită Aha. din acest uh, reg. Și atunci, în povestea mea, o fetiță în savană se pierde de părinții ei și nu poate ajunge la mașina părinților din cauza unor hiene care acoperă drumul și uh, ocupă drumul. Și zebra vine și îi spune urcă pe mine și te trec eu. Hienele șocate că zebra a permis cuiva să se urce pe ea au rămas înlemnite. Și regele leu a decretat că oricine se află pe zebră, toți trebuie să se oprească. Și zebra este locul cel mai sigur din lume pe care poți să treci strada pentru că o să înlemnească toate mașinile și dintr-o parte și din alta. Ce poveste frumoasă! Cu siguranță Sirea. o să pot oferi unui copil mai mic din familie. Am la 14 ani. Uh, oprește bine, încă se vrea. A... Știu, știu, a trecut. Nu cred! Știu, Mirela, așa se întâmplă cu copiii noștri. Acum au 2 ani și după aia au 14. Și sunteți în faza în care s-a culcat în și s-a trezit uh, scorpion? Nu. Încă nu? Nu. Nu. Bine, îți urez succes. Mulțumesc, uh, Cremene, <laughs> Să treceți pe la mine, că eu am fost acolo și, har domnului, sunt vie și nevătămată. Te pup și îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc frânia. că a fost a o întâlnire grozavă. Urania Cremăne a fost astăzi invitată la Schimbă Perspectiva și, dacă n-ați prins de la început de această emisiune, vă rog să reveniți, pentru că, dincolo de toate lucrurile interesante pe care le veți afla, o să vă placă cu siguranță faptul că eu și Urania am reușit astăzi. Să fim pe aceeași frecvență. Nu ne-a buzit absolut nimic pe parcursul acestei ore. Să aveți o duminică minunată! Ne vedem în cinematografe cu super pietonii zurli. Vă cu toată dragostea, și pe data viitoare. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.